ziua! Astăzi, 20 decembrie, are loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Comănești, convocată de către primar orașului Comănești. Sunt prezenți fizic în sală 16 consilieri, iar prin intermediu online, domnul Lazar Costică, doamna Negre Anca Elena și domnul Tiboi Claudiu. Ședința este statutară, rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, vă spun și eu. Două proiecte avem pe ordinea de zi. Amândouă proiecte se referă la rectificarea bugetului local. Una din hotărâri este rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a unității administrativ-teritoriale și celălalt proiect de hotărâre este privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a serviciului Ecovalea Muntelui Comănești. Domnul președinte. Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Începem ședința de astăzi cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Materialele au fost prezentate de domnișoara Gerber, au fost la comisie, dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la serviciul local Ecovalea Muntelui Comănești. De asemenea, materialul a fost la comisii. Dacă sunt discuții, spuneți. În urmă cu două ședințe s-a afirmat aici că nu sunt bani în boxe. Stați un pic, nu are legătură cu proiectul. Vă rog să... O secundă, dar ajung imediat. Păi nu, dar trebuie să vă referiți la proiect, dacă aveți discuții cu privire la proiect. Cu privire la proiect, da. De ce legătură au bursele cu proiectul ăsta? Imediat ajung de la subiect. S-a afirmat că nu sunt bani din burse, pentru a privi bani pentru cofinanțări de proiectul care sunt în derulare. În proiect am văzut că primăria are un excedent bugetar. Eu consider că atunci când un excedent bugetar la sfârșit de an, înseamnă chiar un management prost al bugetului public. Deci noi vorbim de proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a serviciul local Ecovalea Muntelui. Domnul președinte, dați-i voie să spună și dai eu răspunsul. Dacă... Consider că acest excedent ar fi trebuit de așa manieră folosit în decursul timpului, încât problemele de la Ecovalea Muntelui să fi fost rezolvate din timp. S-au făcut foarte multe rectificări bugetare în decursul anului, strict pentru Ecovalea Muntelui. Ar fi fost indicat, de exemplu, ca parte din acest excedent să fi fost folosit în insule pentru sortare, colectarea selectivă a gunoiului și în alte zone de oraș, în doar zona centrală. Din bugetul primăriei, nu neapărat pe bază de proiect PNRR. Asta vreau să fie. Mulțumesc. Da. Domnul primar, dacă îmi permiteți, domnul președinte, are dreptate domnul consilier, doar dintr-un singur punct de vedere. Avem excedent bugetar. Dar avem excedent bugetar pentru că avem foarte multe proiecte în derulare, excedent pe care îl vom folosi ca și cofinanțare la aceste proiecte. Dacă noi nu am avea acest excedent bugetar, nu am avea cum să derulăm aceste proiecte europene. Doi, ca să folosim excedentul bugetar la construirea de insule ecologice și să nu beneficiem de fonduri nerambursabile pe PNRR, pe acest tip de proiecte, ar fi o sinucidere curată a noastră, a tuturor. Deci nu ai cum să cheltui banii proprii pe un singur proiect, că asta ne-ar fi ajuns excedentul bugetar la un singur proiect. Ori noi avem 40 ceva de proiecte în derulare. Și avem și cofinanțare 5% și 10% și 2% și ieși pe mii de cofinanțări, plus diferențele de prețuri care au apărut în urma acestor decalaje care s-au întâmplat în ultimii ani, din 2018-19 și până în prezent, plus cumpirii de energie și tot ce vreți dumneavoastră. Deci am chibzuit banii de așa natură
ca să putem să ducem și să derulăm aceste proiecte. Eu consider că nu am făcut bine, ci am făcut extraordinar de bine. Cum am chivernisit banii bugetului local ca să putem și să ne descurcăm, să putem să implementăm toate aceste proiecte. Dacă noi nu aveam posibilitate să depunem aceste proiecte, să implementăm proiecte europene, noi nu puteam să facem nimic. Păi numai proiectul pe blocuri, care mai avem desemnat două contracte, două pachete. În total vor fi 32 de milioane de euro. În total, pe eficientizarea energetică a blocurilor, vor fi 32 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă pentru bugetul local, bugetul nostru pe vreo 10 ani de zile. Este exclus să te poți apuca acum să, hai să facem noi ceva și în rest nu mai facem nimic. Nu. Scopul nostru este să dezvoltăm orașul. Și îl vom dezvolta. Doar pe fonduri europene, doar pe fonduri nerambursabile, doar pe fonduri prin PNRR, prin proiectele prin care ne-am înscris la Angel Salini. Săptămâna aceasta am semnat începerea lucrărilor privind de proiectare, privind rețelele de gaze în cartierul lor. Proiect de 40 de milioane de lei, 400 de miliarde de lei vechi. Ce facem noi cu bugetul local? Ne ajunge să plătim curentul și apa, atât. Și să întreții școala și grădinița și spitalul. Dar rest, nu ne-am putea descurca. Gândiți-vă la energie electrică, cât s-a scumpit acum. Și dacă nu depuneam și pe eficientizarea energetică, și pe iluminat, și pe extinderea rețelelor de iluminat, și pe tot felul de posibilități de a putea să consumăm mai puțin, să eficientizăm și să putem să chivernisim banii să ne ajungă cât mai mult. Chiar merg cu capul sus și chiar sunt bucuros și chiar sunt mulțumit și dumneavoastră trebuie să fiți mulțumiți pentru că facem ce facem, s-au făcut atât de multe și vom face în continuare. Am fost pe la spital zilele astea, s-a dat în folosință în proporție de 98% partea de spital, corpul spitalului, a rămas doar partea de urgențe, primiri urgențe și bloc operator. Deci, anul viitor, probabil că până la jumătatea anului vor fi încheiate lucrările. Că am văzut că sunt comenturi. Bă, știți, eu sunt venit din străinătate, de 2 ani și se tot lucrează la spital. Da, are mare dreptate. Se lucrează la spital. Pentru că acolo e proiect de aproape 10 milioane de euro. Păi 10 milioane de euro de construcții. Nu de cumpărat aparatură și îl pui și îl bagi în priză. Acolo e construcție, din temelie. Ne-am dus la fundația clădirii la 5 metri. De la nivelul solului, 5 metri în jos. Am săpat, am scos tot afară, am făcut cuzineți din armătură, fier beton și a turnat betoane și am cămășuit totul. Și știe cineva treaba asta? Doamne ferește de un cutremur. Acum, bineînțeles că ne este incomod și mie mi-este incomod și nu ne-a fost ușor ca să susținem asemenea lucrări, de asemenea învergură și de asemenea importanță. Dar dacă vine un cutremur și se dărâmă tot în jur și spitalul rămâne sus, e mare lucru. Așa m-am întrebat când am construit unitatea de pompieri de aici, de lângă noi. La fel, s-au făcut niște fundații de am crezut că proiectantul are ceva cu mine și își bate joc de noi. Și chiar așa și spus, domnule, vă bateți joc de noi să turnăm atâtea cife de beton doar la un cuzinet. Domnule, zic, este, dar și dacă ar fi o clădire cu 10 etaje, cred că nu ar avea așa o cuzinet armat atât de puternic și cu atâta beton. Și că nu, domnul primar, asta este regimul în care se construiesc astfel de unități. Această unitate, chiar dacă s-ar dărâma totul din pământul ăsta, ea trebuie să rămână în picioare. De asta vă zic că nu știe. Cine nu știe din afară e ușor de vorbit, dar cine știe își dă seama. Dar o să vă invit într-o zi, când o să avem posibilitate, pe toți colegii, consilieri, la spital sau la o unitate pe care noi o dezvoltăm și o modernizăm,
o să fie și școlile acolo și o să înceapă constructori și o să veniți să vedeți cum stau lucrurile la fața locului. Altfel se vede. Domnule Ion, știți care este esența reușitului în administrație? Nu, n-am terminat de vorbit. Nu, da, da și nu. Ședința s-a terminat. Vă mulțumim frumos pentru... N-am spus la vot. A, spuneți la vot. Mulțumim. Păi nu, că nu stiam la capitolul. Mulțumim, domnule. Care e reușita și care nu e reușita? Da. Nu. Deci, domnul președinte, hai, spuneți la vot, că de acum ne întindem la atac la ale și nu... Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Eu. Da. Da. Mulțumim foarte mult. Ședința s-a încheiat. O săptămână frumoasă și ne vedem oricum joi la ședința ordinară.